Să deschidem cuvântul Domnului în Cartea Profetului Daniel, capitolul 9, și să lectorăm câteva versete, începând cu versetul 1. Să ascultăm cuvântul. În anul din tâi al, al lui Dariu, fiului lui Ahasveros, din eamul Mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția aldeienilor, în anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Iremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușe. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Doamne Dumnezeule mare și înfricoșător! Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce te iubesc și păzesc poruncile tale, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărădnici, ne-am abătut de la poruncile și urânduirile tale. N-am ascultat pe robii tăi prorocii care au vorbit în numele tău împăraților noștri, căpeteniilor noastre, părinților noștri și către tot poporul țării. Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine. Nouă tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel, fie aproape, fie departe, în toate țările în care e izgonit, din pricina fără de legilor de care s-au făcut vinovați față de tine. Citim și de la versetul 18. Pleacă urechea Dumnezeule și ascultă deschide ochii și privește la dărâmăturile noastre și la cetatea pe care, peste care este chemat numele tău, căci nu pentru neprihănirea noastră îți aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările tale cele mari. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia aminte, Doamne, lucrează și nu zăbovi din dragoste pentru tine, Dumnezeul meu, căci numele tău este chemat peste cetatea ta, și peste poporul tău. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Seara aceasta sunt bucuros să vă pot împărtăși cuvântul Domnului. Vom vorbi din acest pasaj biblic pe care l-am citit, un mesaj pe care l-am intitulat Omul cu fața întoarsă către Dumnezeu. Ne găsim la sfârșit de an și, de asemenea, în pragul unui an nou și în circunstanțe ca acestea, este de folos sufletului nostru să ne cercetăm pe noi înșine cu perspectiva îndreptării, apropierii noastre de Dumnezeu și a reînnoirii legământului nostru cu Dumnezeu. Noi trăim vremuri în care oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu. În general, societatea a întors spatele lui Dumnezeu și a găsit împlinire, în plăceri, în păcate, în lucrurile lumii acesteia, în cele pământești, în bunuri, în case, în proprietăți, de un fel sau de altul, și au găsit plăcerea în orice altceva în afara lui Dumnezeu Creatorul. Starea aceasta caracterizează în mod general societatea omenească și tulburător de mult, starea aceasta caracterizează acele societăți care se revendică venind din tradiție creștină, având în fiecare sat, în fiecare oraș biserică. Așa este și în țara noastră. Se întâmplă ce spunea mai devreme, mult timp înainte, profetul Isaia. Isaia 1 de la 2 la 3, un cuvânt tulburător ascultați ceruri și ia aminte pământului. Dumnezeu, prin Duhul, l-a inspirat pe profetul Isaia să transmită acest mesaj către planeta Pământ. Așa închipuiți-vă Dumnezeu pe scaunul lui de domnie în cer, în afara Universului, ținând în ființă toate lucrurile din Univers, cercetând umblarea fiecărui detaliu din creația pe care el a făcut-o. Și acum vorbește așa, ascultați ceruri și ia aminte pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Și mai tulburător, boul bou Își cunoaște stăpânul, măgarul cunoaște ieslea stăpânului său. Adică în lumea celor necuvântătoare, în lumea celor neînzestrată cu înțelepciune și cu judecată, cu conștiință, cu sensibilitate, Dumnezeu regăsește ascultare. Boul își cunoaște stăpânul, măgarul își cunoaște ieslea, cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte la mine. Ce putea fi mai dureros decât să fie făcută această constatare? De bună seamă că observarea acestor realități impune întoarcerea feței noastre către Dumnezeu, întoarcerea noastre la Dumnezeu. Adevărul e că Dumnezeu a așezat în întreaga creație ordine. Cu cât ne mai cu mai multă atenție asupra legilor lui Dumnezeu așezate în creație, în rânduielile așezate pe planeta noastră, în felul în care sunt structurate lucrurile în natură, dacă e să cercetezi despre mersul stelelor, despre cum e gândită mișcarea pământului în jurul soarelui, de cum e ziua și noaptea, cum apar lunile anului, cum se succed anotimpurile, cine stârnește iarna și cum vine primăvara și unde se oprește iarna și începe primăvara, te ului să vezi câtă ordine a așezat Dumnezeu în creație și cum toate își respectă mersul lor. E o structură, e un centru de comandă și toate se supun față de acest centru de comandă. E o armonie. Dumnezeu Creatorul a așezat în creație această armonie și acolo, în Slava Sa cerească, este centru de comandă. Dumnezeu, pe scaunul de domnie, binecuvântat să fie numele Său. Vorbeam dimineață, mergând spre media și împreună cu Sorin, cu Sara, despre aceste lucruri și m-au frământat și mă frământă mai departe. În creație este ordine. În natură este ordine. Până și vitele își păstrează ordinea și mersul. Numai omul și-a stricat căile. Numai omul. Omul de care Dumnezeu a avut cea mai mare grijă. Cancerul, ne spun medicii. ce în fapt? Niște celule din corp au decis, nu știu cum, să nu mai asculte de centru de comandă. Au ales independența, au rupt comunicarea cu centru, au decis să-și urmeze propriile căi. Și acolo se organizează, profită de corp, nu mai ascultă de nimeni și de nimic și sfârșitul vine repede. Asta e cancerul. Omenirea se găsește în această stare. Toate în creație sunt în dependență de Dumnezeu. Sunt legate. Își trag viața din Dumnezeu și respectă mersul pe care Dumnezeu îl rânduiește. Numai aici noi, ca și cum într-o împărăție mare cetățenii unei provincii s-ar răzvrăti și ar face rebeliune, așa noi, oamenii pe planeta Pământ, am făcut rebeliune față de Dumnezeu. Și acum întrebarea se pune. Ce va face Dumnezeu? Ei oamenii au hotărât să se rupă de centru de comandă, de salea trodului și să-și croiască propriul drum, cum găsim scris încă din Geneza. Să-și facă un turn până la cer, un babel la lor, de unde se guverneze singuri și independent de Dumnezeu. Ce va face Dumnezeu? Dumnezeu a făcut binecuvântat să fie în numele Lui. Ar fi putut, dacă ar fi vrut, un simplu gest, un simplu gest dintr-o mână, un gând, un gând să fi spus, o vorbă să fi rostit și am fi dispărut cu toții din creație. Dar n-a vrut asta. Pentru că el așa a zis poporul meu, copiii mei, a ales să vină la noi și să ne salveze. A ales să întindă spre noi mila sa și îndurarea sa, binecuvântat să fie în numele Lui cel Sfânt. A ales să trimită în lume pe Fiul Său Iisus Hristos, care să reveleze în mijlocul lumii noastre iubirea lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu și prin jerfa lui și lucrarea sa mântuitoare să ne readucă, să ne pună împreună, să ne aducă în acea armonie. Și ori de câte ori un supleț se pocăiește, ori de câte ori o ființă umană se întoarce la Isus Hristos și îl primește pe Isus Hristos, Pința aceea se naște din Dumnezeu și se alinează ordinii lui Dumnezeu, părăsind răzvrătirea. Asta este, de fapt, fața întoarsă spre Dumnezeu. Spre cine este întoarsă fața dumneavoastră? Cercetându-vă relația cu Dumnezeu, îl recunoașteți pe Dumnezeu? Cu durere, profetul Isaia, Dumnezeu, prin profetul Isaia, spunea Boul își cunoaște stăpânul. Eu am copilării la țară. Știu ce înseamnă asta. Măgarul își cunoaște iesilea stăpânului. Cumva Dumnezeu spunea, Israelul nu cunoaște stăpânul și nu cunoaște nici iesilea stăpânului. Adică, dacă de stăpân nu știi măcar de lui. Dar nici măcar de Dumnezeu și nici de binecuvântările lui Dumnezeu, atât de tare s-a separat, atât de tare cancerul păcatului a distrus, încât omul se crede autonom, fără să știe că mănâncă din mâna lui Dumnezeu și e susținut de Dumnezeu. Acesta e contextul în care se cere să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu. Am citit despre Daniel, care s-a întors cu fața către Dumnezeu. Și în cel privește pe profetul Daniel, el e un model pentru toți aceia care doresc să se întoarcă cu fața către Dumnezeu. Trei lucruri sunt evidente în viața lui Daniel. Primul îl vom împărtăși în seara aceasta. Cel care se întoarce cu fața înspre Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu. Înțelege luminate Dumnezeu și primește din partea lui Dumnezeu. Trei lucruri foarte simple și foarte importante. Pe primul îl aprofundăm în seara aceasta. Pe următoarele două cu ocazie viitoare. Când te întorci cu fața înspre Dumnezeu, începi aceasta înțetându după pe Dumnezeu și căutându-l pe Dumnezeu. Sunt trei lucruri simple. Cel care se întoarce cu fața înspre Dumnezeu și noi suntem închebați să fim aceia, caută, înțelege și primește. Asta e ordinea. E o ordine, ordine logică. Nu încep cu primitul. Multă lume ar sări doar acolo, să primească. Se începe cu căutarea se continuă cu înțelegerea și abia apoi se ajunge la primire. Haideți să vorbim despre căutare. În locul pe care l-am citit din Scriptură, ni se arată că acest bărbat, profet, om al lui Dumnezeu cu numele Daniel, l-a căutat pe Dumnezeu în trei forme simple. Pe cât sunt de simple, pe atât sunt de profunde. Și pe cât sunt de simple, pe atât sunt de perene. Sunt actuale și proaspete și în 2023 și în 2024, ca și în timpul vieții Profetului Daniel. Iată cum l-a căutat pe Dumnezeu. L-a căutat pe Dumnezeu în scriptură, l-a căutat pe Dumnezeu în rugăciune, l-a căutat pe Dumnezeu în post. Asta a făcut. Lucruri accesibile și simple. Lucruri puse de Dumnezeu la îndemâna noastră, soluții puse de Dumnezeu la îndemâna noastră, atât de simple și de accesibile, încât nicio ființă umană nu se poate scuza spunând n-am reușit să știu ce am de făcut. Iată cum se începe. În versetul 2, în anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți. Este vorba de Biblie, și în mod particular de cartea profetului Ieremia. Am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani peste pentru dărâmăturile Ierusalimului după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Daniel îl caută pe Dumnezeu în Biblie. Dați-mi voi să vă întreb. Aveți acasă Biblie? Dar nu asta am vrut să întreb, că asta știu. Ce faceți cu Biblia dumneavoastră? Ce reprezintă Scriptura pentru dumneavoastră? Care locul pe care Biblia îl ocupă în viața dumneavoastră? În felul în care e organizată o zi din viața dumneavoastră? Dacă într-adevăr te întorci cu fața înspre Dumnezeu, asta începe cu deschiderea Scripturii. Dumnezeu vorbește în Biblie. Dumnezeu și-a așezat în scriptură cuvântul. Scriptura este cuvântul viu al lui Dumnezeu. Sunt cuvinte a lui Dumnezeu care au o putere. Ele reprezintă adevărul revelat de Dumnezeu. Ele dau viață. Sunt cuvinte care au o putere să demaște răul, păcatul, să aducă lumină în viețile noastre, să aducă eliberare din partea lui Dumnezeu în viețile noastre. E rană spirituală pentru Sufletul nostru. E cuvântul care te poate lumina, îți poate umple sufletul cu speranță. Cine se întoarce cu fața către Dumnezeu, deschide Biblia. Îl caută pe Dumnezeu în Biblie. Unii oameni îl caută pe Dumnezeu unde noi Dumnezeu. Dumnezeu ne anunță unde să-L căutăm. E în Scriptură, s-a revelat în Scriptură. Îl găsim aici. Aici este cuvântul Lui cel viu. Slăvit să fie în numele Său cel Sfânt. Să-L cauți în obicei omenești, în tradiții omenești, să-L cauți în datini, în ideologii, în filozofii, să-L cauți pe Dumnezeu în religii străine. Mai într-o zi vorbeam cu cineva și a zis și eu sunt creștin. Și am întrebat, crezi în înviere? Și așa, nu, ce înviere? Este o prostie. Omul modern a ajuns la concluzia că este reîncarnare. El se numea creștin, botezat în apă de mic și propovăduia ideologie orientală. Așa da creștin. Și câți din semenii noștri, în loc să-L caute pe Dumnezeu, unde s-a revelat în Scriptură, îl caută în tot felul de unghiere și situații și ajung să meargă din rău în mai rău. Dacă ai hotărât să te întorci cu fața către Dumnezeu, de ține, Dumnezeu se descoperă în Scriptură. Oamenii se rătăcesc pentru că nu citesc Scriptura. Un gânditor creștin american a spus odată o vorbă ca acel suflet sau popor care citește Biblia crede Biblia și ascultă mesajul ei, niciodată nu poate să fie robit intelectual sau spiritual. Cuvântul lui Dumnezeu eliberează. Cuvântul lui Dumnezeu de viață, slăvit să fie în numele Lui. Ce faci cu Scriptura? Ne spunea fratele Iosif că își regretă faptul că n-a citit și mai mult Biblia. Cred că trebuie să ne punem și noi întrebarea aceasta. Suntem la sfârșit de an și peste câteva ceasuri pășim în cel nou. Cu ce hotărâri intrați în anul nou? N-ar fi bine oare să hotărâm să citim Biblia? Are să vă împărtășesc o constatare. Știți care este cea mai citită carte din Biblie? Care e cea mai citită carte din Biblie? Cartea Gedeza. Și care parte din cartea Geneza este cea mai citită? <laughs> în capitolul 12. Ce s-a întâmplat oare? Știm bine. 1 ianuarie, 2 ianuarie, 3 ianuarie, râvnă mare. Și în 4 ianuarie, boul își cunoaște mai departe stăpânul, măgarul știe mai departe de ieselea lui și stăpânul lui, dar noi, am revenit la vechile obiceiuri. Mi-aș dori să facem revelion în fiecare săptămână și anul să țină numai o săptămână. Ați înțeles de asta ce am spus. Vă îndemn să ne punem pe inimă, să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu. Țineți minte, ploaia ascultă de stăpân. Iarna vine la vreme. Soarele răsare după cum a hotărât Dumnezeu și a apune, cum a zis el, din când în când Dumnezeu ne atrage atenția clătinând aceste rânduieli din creație, ca să ne arate cât de vulnerabili suntem și cât de fragil e echilibru existenței noastre pe pământ, deși ne credem pe aici, Dumnezeu un pic de reglează, scutură pământul și nu mai e ce face. Ce poți să faci în fața unui cutremur? Ce poți să faci în fața unei inundații? Ce poți să faci în fața unei furtuni nepraznice? Nimic. Nici banii, nici relațiile, nici experiența te ajută la nimic. Vezi cât de fragilă e viața? Și în ordinea asta, toată creația ascultă. Omul nu vrea. Suntem chemați să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu, citind Scriptura. În rândul doi, căutându pe Dumnezeu rugăciune. Despre Daniel citim frumoase aceste cuvinte și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri. Capitolul, versetul 3 al capitolului 9. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-l caut cu rugăciune și cereri. Cât de clar, cât de frumos și cât de expresiv și în același timp pilduitor și motivator. Omul care se întoarce către Dumnezeu începe să se roage. Nimeni niciodată nu se va ridica din punct de vedere spiritual deasupra vieții sale de rugăciune. Cât ne rugăm, atâta suntem. Din punct de vedere spiritual, mărimea, dimensiunea vieții noastre spirituale depinde de dimensiunea rugăciunilor noastre. Vândem să rezidim altarul rugăciunii, viețile noastre, familiile noastre. Rugăciunea aceea din odaie, singur cu Dumnezeu, să cauți fața Lui, să pui timp deoparte, să te rogi în fiecare zi, să cugeți în rugăciunea ta către Dumnezeu să stai înaintea Lui și să descoperi voia Lui, legile Lui, să trăiești prezența Lui, să te apropii de Dumnezeu, bucurându-te de părtășia cu El. Omul cu fața întoarsă către Dumnezeu deschide Scriptura și își pleacă genunchi. Deschide Biblia ca să vadă ce are de spus Dumnezeu și se apleacă în genunchi ca să caute pe Dumnezeul pe care l-a găsit în Biblie, să-L cunoască mai mult, să se întărească în relația cu El mai mult și să-L urmeze slujindu-L. Cum e viața dumneavoastră de rugăciune? Iubiți rugăciunea. Pășim în anul nou, vă îndemn să renoim și legămintele făcute în ce privește viața noastră de rugăciune. Omul cu fața întoarsă către Dumnezeu este în genunchi, în prezența lui Dumnezeu. Nu vorbesc aici de rugăciunea de la biserică. Aș vrea să vă întreb, Oare aș greși să spun că cine se roagă numai la biserică, de fapt, n-are viață de rugăciune? Îi dreaptă vorba aceasta. Acel bărbat, acea femeie, acel suflet, care în toată viața lui, săptămâna lui, dacă vine la biserică o dată pe săptămână sau de două ori, sau de câte ori vine, pe lună sau pe an, numai când intră în biserică se roagă. Aș greși dacă aș zice, cine se roagă numai când e la biserică, de fapt nu are viață de rugăciune? Știți că așa e. Ca aici în biserică toți se roagă. De bună seamă că efortul făcut să vii până aici bine. Slăvit să fie Domnul. Și cumva în împrejurarea și contextul acesta ne împinge la rugăciune. Și o spun cu durere constat că sunt suflete care nici în biserică nu se roagă. dacă ca păstor de suflete, pat de seamă, nici în biserică nu se roagă. Păi dacă te rogi doar la biserică, asta înseamnă că n-ai viață de rugăciune. Dacă acasă nu te rogi, dacă în odaia ta nu intri niciodată, dacă nu te închini în fața lui Dumnezeu, dacă acasă nu citești Biblia, acasă nu te rogi, numai la biserică, concluzia este, asta nu e viață de rugăciune. Ce o să spune despre aceea care nici la biserică nu se roagă? Să se roage oameni de lângă tine și să stai pironit, se poate întâmpla odată. Dar dacă se întâmplă de regulă, lipsa Duhului de rugăciune e un simptom care trădează o boală spirituală gravă. Moartea e pe aproape. Moartea spirituală. Omul cu fața întoarsă către Dumnezeu citește cu bucurie și prospețime scriptura și se roagă lui Dumnezeu cu râvnă. Drept este că trăirea în păcat ne poate despărți de rugăciune. Cum de altfel, rugăciunea făcută cu smerenie înaintea lui Dumnezeu ne poate despărți de păcat hotărâm noi. În rândul 3, Daniel l-a căutat pe Dumnezeu cu post. Așa citim. Mi-am întors fața spre Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciuni și cereri postind în sac și cenușă. Din contextul mai larg, capitolul 9, capitolul 10, reținem că postul în care el s-a apropiat de Dumnezeu a ținut trei săptămâni, 21 de zile. Un om care a înțeles că trebuie să și postească. Este adevărat, trăim o vreme în care postul este nepopular, nu știu ce se întâmplă, ce s-a întâmplat, devine tot mai nepopular. Cu cât viața e mai bună, cu cât siguranța zile de mâine ne stă mai la îndemână, cu cât ne simțim mai stăpâni pe picioarele noastre, simțim nevoia să nu ne rugăm, să nu citim în Biblie și să nu postim. De ce? Pentru că ne descurcăm. De aia. Când aduce Dumnezeu criza, deodată se întățește rugăciunea și redescoperim postul. De ce oare ne trezim doar când este cuțitul la os. De ce oare descoperim că este Dumnezeu și că trebuie să ne apropiem de El decât când ajungem la capătul puterilor? Ce oare cu firea omenească de nu pricepe de vorbă bună? Cât de dureros poate să fie pentru Dumnezeu, Tatăl nostru iubitor? văzându-ne relele porniri, să îngăduie peste noi nenorociri, ca în mijlocul lor să ne trezim. Cel cu fața întoarsă spre Dumnezeu, reține aceste legi spirituale, citește în scriptură, se roagă și postește. Postul lui Daniel este cu tremurător, postind în sac și cenușă. Este un post dus până la zdrobire, alege să caute fața lui Dumnezeu în felul acesta. Iată dar, stimați frași și stimate surori, trei lucruri simple. În dreptul cărora suntem chemați să luăm decizii. Cu atât este mai relevantă și profundă decizia cu cât o luăm în urma unei analize făcute în viața noastră zilele anului 2023 s-au dus. Cum ți-a fost în acest an lecturarea Scripturii, altarul rugăciunii și postul tău? Puneți aceste întrebări. Nu e vorba de ritual religios, nu e vorba de norme, nu e vorba de metode. Dacă asta se înțelege din ce am spus în această seară, fie n-am spus eu bine, fie n-ați înțeles dumneavoastră bine. Poți să citești în Biblie fără să te întorci cu fața la Dumnezeu. Poți să te rogi fără să te întorci cu fața la Dumnezeu. Poți să postești fără să te întorci cu fața la Dumnezeu. Din pornirii ale firii pământești, din ambiții religioase. Hristos, Domnul, nu e pe cărarea asta. Ideea este alta. Te întorci cu fața la Dumnezeu, sprijinindu-te pe Biblie, căutându-L în rugăciune și căutându-L în post. Asta e calea. În centru este Domnul Isus, slăvit să fie în numele Lui. Spre El suntem chemați să în fața. El e Mântuitorul și Domnul nostru. Aduceți aminte cum pe vremea lui Moise a venit nenorocirea aceea, în urma răzvrătirii poporului, au apărut de nicăieri, șerpi agresivi. Citim că erau înfocați. E că ce înseamnă asta, înfocați? Agresivi, violenți. În general, șarpele nu e violent, nu atacă. Doar dacă îl deranjezi, dacă ești unde nu trebuie, dacă intri în perimetrul lui, dacă reprezinți pentru el o amenințare, atunci se apără, atacând. Dacă îți vezi de treaba ta și stai la distanță, te lasă în pace. E de data aceasta șerpii aceia erau agresivi, ei căutau victimele. Și-au din cort în cort, pe o stradă pe alta, cum era organizată tabără acolo și pe cine prindea mușca. Și cine era otrăvit de șerpii aceia, murea. Au murit cu miile. Strânși, au strigat către Dumnezeu și Domnul a spus lui Moise, fă un șarpe mare de aramă, după chipul șerpilor agresivi. În l în mijlocul taberei pe un par și anunță. Cei mușcați să vină acolo lângă par și să se uite în sus către șarpele de aramă. Și cine va face asta, a fi vindecat. Și așa a fost. O profeție care anunță cum vom fi vindecați noi de păcatele noastre, întorcându-ne fața către Isus Hristos cel crucificat. Binecuvântat să fie în numele Lui. Haideți să ne întoarcem fața către El. Și în anul nou în care pășim, să pășim cu această întreită hotărâre. Să citesc Biblia, să mă rog și să postesc. Amin! Vreți să luăm aceste hotărâri? Dumnezeu să ne ajute. Și duminica viitoare, continuarea acestei predici. Să ne ridicăm în picioare acum, vom intra înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Aș dori în această rugăciune, rugăciune pe care o facem, e ultima rugăciune făcută în Biserica Emanuel, de către noi cei adunați în acest loc, în forma aceasta, în anul acesta. Un pic mai târziu vor fi aici tineri și ei se vor mai ruga și noi vom pleca în altă parte și o să ne rugăm. Dar în această configurație. În această punere a noastră împreună cum suntem acum, nu o să mai fim în anul 2023 niciodată. Hai să ne rugăm Domnului și să-i spunem, Doamne Dumnezeule, să mulțumim că ne-ai ajutat să încheiem anul, ultima zi anului 2023 în casa de rugăciune. Unii dintre dumneavoastră v-ați botezat în acest an. A fost mare realizare a vieții dumneavoastră. mulțumiți pentru asta. mulțumiți pentru asta. Dați-i Domnului slavă pentru ceasul acela când ați intrat aici, apa, baptistieru, capacul pus pe el aici, o să-l desfacem pentru cine mai are nevoie de el în 2024. Mulțumiți lui Dumnezeu că ați putut încheia legământul cu Domnul. A fost un an bun, Dumnezeu ne-a protejat, ne-a binecuvântat. Ne-am bucurat de pace și în țară și în biserică. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și să ne rugăm, Doamne, ajută-mă în anul care intru să mă aliniez ordinii tale. Să recunosc că este un tron în cer și că de acolo trebuie să-mi primesc comandă. stă în față pilda celor necuvântătoare care fac asta. Numai omul și-a stricat căile. Fii om bun, om a Bibliei, a rugăciunii și care se sperește postind.